păduși, bestie. Dar ții-te după mine, ne? Păi bă, țin, că oricum nu văd nimic. Pentru că Nea Gigi este un om foarte stresat, Bănel s-a gândit să-i facă o surpriză mai neobișnuită. Să vedem despre ce este vorba. Hai să vrei. Vezi, gata? Hai, Bănele, că s-o mă toată firea, bă, ții de două ore legată. O oră și trei sferturi, ne? Stai așa, vrei. Bănele, ești idiot, unde m-ai adus? Oi, de vrei, teren de paintball, bre, nu vezi? Teren de paintball. Paintball. Mă bucur, obor! Ce era paintball? Oi, de vrei, un fel de sport, bre, adică te braci cu astea ei puștri și ce faci astea și faci aici vopsea, ne? Auziți, nenorocitul, eu am treabă la club, la Steaua. Trebuie să vând terenul și el bage la paintball, la vopselul. Păi stai, bre, că te destresează! Te stresează, nu? Da. Mă destresează. Păi da! Dacă mă brac cu astea și încep să trag cu pușca pe aici și într-un sfert de oră nu mă destresez, mă jur pe freza largă cealaltă. Dar stai, nu m-a amenințat atâta, păi, nu te ameninț, dar n-ai vrut tu să te muți la o echipă străină, că nu mai joci tu titular, că nu știu ce. Vrei echipă străină, nu? Da, bre! La Zimbru, chin și rău cu tine! Pac, pac, ai înțeles? Fată, ce de peisaje rupestre! Fată, nu se zice fată rupestre, se zice extraterestre, fată! Fată! Ia uite, fată! Fată, ești nebună! Ce fată? Fată, dacă ne împușcăm și ne omorăm una pe alta, fată! Fată, ne bagă la închisoare! Nu se ne face fată la închisoare, așa moarte, așa! Fată, ești cu capul! Tu sfidezi legea, fată! Fată, că toată lumea bună vine aici, fată! Hai, fată, să ne îmbrăcăm cu astea, fată! Fată? Da? Auzi, cred că nu e numărul meu, fată, cred că am stat la lui ăsta. Fată, tu ești proastă la cap! Fată, ești proastă la creierii capului, se zice fată la lui, fată! Da cum? Fată, lămâi, fată! Nu știi, fată, poezia lui Eminescu, o lămâi, lămâi la mine, fată! Iată-mă, fată, nu știu, dar nu pot să mă concentrez! Păi fă, fată, un efort! Fata. Fata, cred că o să fie foarte greu, fata, să ne îmbrăcăm cu asta. Da, fata, era mai ușor să ne dezbrăcăm, fata! Bri? A, ce-i Bănele? Știi cine e alea, Bri? Care, mă? Uite alea de acolo, nă? Cine-s alea? Alea e Diana Muteanu și Simona Senzol, Bri. Ia uite la ele, mari femei ce sunt. Bri, mi-e place asta. A, stai un pic, asta nu e aia nevasta lui Claudiu Niculescu. Da, bre, dar mi-e place aia altă, Bri. Îți place ție? Numai bine, gând la gând cu bucurie. Dacă are Dinamo una, hai să aibă și Bănel de la Steaua alta. Joacă Steaua Dinamo. Da, bre, dar mi-e rușine ce să-i zic, ne? Bă, tot eu să-l... Îi văz toate alea, bă! Băi, știi cum procedez ca să o agăți? Te duci la ea, în fața ei, și te uiți fix în ochii ei! Mai înțeles? Bulbuci ochii în ochii ei. Mai înțeles? Te uiți așa la ea, după aia te apleci și ștergi pantofii. Dar nu așa cu cârpă, cu dolari. Am înțeles. Ia dai aici niște cârpe la tine, fac cu dolari, să vadă că ai bani. Și după aia fix în ochii ei. Și ce spui după aia? Ce? Hai, bre! Ai înțeles? Da. Atache! Ține asta, bre! Dar cu pace. Ține și asta. Fată? Da, fată! Tu ai numărul lui Hrebenciuc? Fată, ești tâmpită la cap, vrei să te mașină băsească? Hai, fată, lasă-mă, îmi bagi bun! Fată, ia uite-te la asta, fată! Tu ești o fată credincioasă? Da, fată! Și deci te întreb că ești răspunsul la toate rugăciunile mele. Drențele, râd, de ce râdă-ți bă de copilul ăsta, băi, hahalerelor? A, fată, că a fost penibil! Penibile ești tu, zdrențul! A, fată, ce tăi steriată, fată, că arășine un pic! Hai, fată, că sunt niște zdrențe, fată, niște zdrențe! Ia uite, mă, am început să vorbesc și eu cu fată! Hai, fată, să ne îmbrăcăm, uite, băi, e contagios, nă? Hai, fată, să... Hai, fată, să... Bună seara, București! Bună seara, România! Andreea Esca! I wanna be loved by you și Mircea Solcanu la naiba! Vă prezintă știrile cretinoide, știrile care vă arată lumea așa cum este ea, de fapt. Iată știrile. Din cauza creșterii numărului de accidente mortale, poliția a decis astăzi să elimine din codul rutier interdicția de a conduce sub influența alcoolului. În opinia poliției, motivul înmulțirii numărului de accidente mortale la naiba este faptul că bărbații nu se mai urcă beți la volan, dar în schimb își lasă soțiile fetelor la naiba. Fiți mai atente, puii mei! Știri externe. În cursul vizitei sale în România, președintele Franței, domnul Nicolas Sarkozy, te pupnichi.
la naiba, a fost impresionat de frumusețea doamnei Elena Udrea. Oh, no, bici, bici. S-a zvonit chiar că președintele francez i-ar fi dat blonde Elena telefonul său mobil. Sursele noastre de la Cotroceni au precizat că în realitate telefonul mobil al lui Sarkozy a fost dăruit cu tot huhusa Elenei Udrea de către președintele României Traian Băsescu. Urmează știrile din sport, unde rămânem tot în spațiul francofon. Acolo după meciul de Cupa Davis pierdut de România în fața Franței. La naiba, le-am spus să joace pe fundul terenului, dar ei nu la fileu. După meciul de Cupa Davis pierdut de România în fața Franței, Ilie Năstase a declarat următoarele: dacă eram eu pe teren, sigur i-am fi bătut pe francezi. Cum la vârsta lui nu mai poate intra pe teren, s-a mulțumit să bată arbitrul de scaun. Dăm legătura cu corespondentei noastre speciale, Priscila Ciorogârla, care ne va prezenta în direct și exclusivitate un caz foarte grav. Vă avertizăm că imaginile pot fi șocante. Priscila, ai legătura. Da, sunt Priscila Andrada, Suceava în Ciorogârla și prezint de la fața locului în transmisiune directă. Ei bine, iată, în spatele meu se află un cadavru foarte mort. Stăm de vorbă cu domnul Sorin. Sunt Sorin Ovidiu Bălan și declar război ticăloșilor, jigodilor, ce mai? În două cuvinte, scursurile societății. Domnule Sorin Ovidiu Bălan, ce părere aveți despre hoitul care zace în spatele nostru? Acest individ, acest om, plătitor de taxe și impozite, contribuabil român, a decedat în condiții suspecte, consumând alimente cu euri și chimicale. Dar cum ați ajuns totuși la această concluzie? Priviți aceste coși de ouă. Este evident faptul că decedatul a consumat ouă stricate înainte să-și dea obștescul sfârșit. Haideți, domnul Bălan, că aici suntem la televiziune, la emisiunea noastră, să vă dați noastră cu presupusul. Dar vă rog, eu lăsați organul să-și facă datorie. Dar vă rugăm frumos să vă prezentați. Unde? La camera acolo. Elena Zarbă, gardian public, responsabil cu liniștea, ordinea și disciplina în acest loc. Doamna Zarbă, sunteți totuși de acord cu părerea domnului Sorin Ovidiu Bălan? Normal că nu sunt. Eu am o părere de profesionistă. De când am venit aici, mi-am dat seama că e vorba de o crimă. Sunteți sigură totuși? Credeți că a fost asasinat? Nu cred, sunt sigură. Uitați-vă la poziția cadavrului, cu fața în jos. Asta ce înseamnă? Că a fost lovit de la spate cu un obiect concludent. Se spune obiect contundent. Domnule, gura mică sau te anchetezi pentru obturarea anchetei, te rog eu. Se spune obstrucționarea anchetei. Bun, în acest caz, dacă a fost totuși o crimă, nu putem ști, dar am fi putut ști dacă pe jos sau lângă cadavru, lângă hoit, acest leș ar fi fost niște pete de sânge. Dar nu sunt. Pentru că el e mort de o lună. Dar la această concluzie v-aș mai întreba totuși, cum ați ajuns la această concluzie? Foarte frumos și foarte simplu. Priviți ziarele de acolo în trei pagini. E ziarele, dacă vă uitați bine, a apărut acum o lună. Ceea ce înseamnă că acest decedat zace de acolo de fix 30 de zile. Stimată domnișoară, dați-mi voie să vă întrerup. Dar pentru o mai bună informare a opiniei publice, teoriile aberante ale domnișoarei Varză. Zarvă! Sunt Varză. Acest corp neînsuflețit nu are cum să stea aici de 30 de zile. Dar de ce spuneți asta? Pentru că deja suntem în luna martie, iar luna februarie a avut 29 de zile și asta se întâmplă o dată la 4 ani. Auzi, domnule, ia lasă-mă în pace cu teoriile dumitale, domnule. De unde ești? Alo! Băieți, nu-mi dați și mie o vodcă! Mâncava-ș, că mi-e sată! Absolut senzațional! Iată aici, în transmisie directă, leșul s-a ridicat în picioare, este o minune, Maică Tereza. Eu transmit Andrada Priscila Țuțeanu Ciorogârla de la fața locului, adică din fața hoitului, care iată s-a ridicat în picioare. Este absolut senzațional, o minune. Andreea, ai legătura? Am preluat din nou legătura, să sperăm că mortul o să scape cu viață. Aha. Acestea au fost știrile din această seară, Andra Esca. Și Mircea Solcanu la naiba. Vă spun la revedere. Și spuneți nu drogurilor. Hai tu că a fost bine. Bine că ești tu nebună. Hai de tu, bece, bece. Hello la naiba. Iată încă o după-amiază în sânul familiei Prigoană. Mamă, soacră, te iubim, că ca tine nu o găsim. Prigo! Mama soacră pentru noi este Ana Paucăr doi. Prigo! Bună seara, tată socrule! Iar te joci! Alegă-l în puși! Să rămână Adrienuța mea scumpă și dragă. Iau, și bineînțeles, sărut mânușițele, mamă soacră. Ce te-a apucat, Prigoană? E, ce l-a apucat, ce l-a apucat? Ia la bă, nu vezi, ce l-a apucat, nu vezi, mamă soacră, dă-mi voie să-ți prezint acest
umil omagiu în fața frumuseții dumitare spirituale și sufletești. Vai, Grigoană, mulțumesc! Mamă, soacră, din păcate n-am reușit să personalizez florile, știi de ce? Știi ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Dom'le, la magazin nu mai aveau panglici cu regrete eterne. Foarte tare, foarte. Tăticule, Monica se ține mai bine decât tine, să știi! Landă fiare, pascuns! Ia zi, Prico, mai bine, ce cu florile astea? Nu sunt cumva otrăvite? Dar de ce întreb? Vrei să le mănânci? Taticule, taci! Hai, Prigoana, spune! Taticule, taci! Prigoana! Vedeți de ce susțin eu mereu că în familia asta prostie e genetică? Din păcate sau din fericire, eu sunt rudă prin alianță. Alianță? Alianță? Eram cu nemții în al doilea război și am ajuns la ruși și ne-au pus să întoarcem... Mamă, soacră! Adriana! M-am gândit! Am răzgândit! Am reflectat! Băi, stai dracu! Toată odată sau părând? Foarte tare, dată socru! Și mi-am dat seama că fără voi două, viața mea ar fi mult, mult mai lungă. Dar ce e drept și mai plictisitoare. De aceea m-am gândit împreună cu tata socru și ne-am dat seama că trebuie să vă aducem un cadou. Adriana, nimic și mie absolut nimic? Foarte tare! Eram sigur. Ce faci, bre? Tăi, dracu, faci nimic și aici. Tăi, dracu, dată de goara! Cadoul nostru este următorul. Două săptămânici de concediu în Egipt la tratament și recuperare. Mamă, soacră, în aeroport te așteaptă cel mai mare specialist egiptean. A restaurat și umierul Tutankhamon. Avionul pleacă într-o oră, tata socru, bagajul. Haide, mamă, soacră, da, mamă, soacră. O să stai jos. Ești în gem, mamă, soacră, o să mă duce lipsa. Numai bine, la revedere, Doamne, ajută-te. Trump, bun! Tata socrule, hai ușor, tata socrule, pentru că te iubesc și te ador ca pâmpui de curba pe ori, îți las onoarea de a apăsa buton. Buțonul? Da. Auzi lor ca buși. Ținte tare care castaniete. Ia uzi, zici că a venit o herghelie întreagă. Auzi, Prigoană, ia seama un pic. Bă, nu mai putem să schimbăm un pic? Nu. Haide. Ma la sera, solo me lo vedesco de nuevo e rivediamo ora un vero show de una emisión extraordinaria. E dopo sbordiva, questa sera abbiamo un invitato speciale, molto molto speciale, secondo Catalin Morasciano, intitolato Morto di Carbati. Morto di Carbati, Catalin Morasciano, morto di Carbati. Da sembrare a Don Morasciano, insomma, si spune Cacamen. Cacamen Morasciano. Scusa, è un crescito, E come probabile, tutti gli obitori del supporto, Don Morasciano, avevi stiu che Don Morasciano è il tentatore del K1, è vero? È vero, sì! Hanno citato l'impresa che l'avete provocato per Catalina Smorandesco, è vero? È stato divorato! Acesta este Cătălin Zbărândescu! Acesta este Hakamen Morosanu! Începe luta! Cătălin Zbărândescu! Hakamen Morosanu! Molto interessante! Vero, molto interessante! In cadro di gara K1 si mette a affrontare Ștefan Leco, è vero? Da, este adevărat! Acesta este Ștefan Leco și acesta este Cătălin Borosanu. Hakamen, începe lupta! Cătălin Borosanu! Sì, è chiaro, è molto chiaro che sta succedendo, è molto chiaro. Cambiamo un po' la direzione e parliamo di... tu vita privata, intima, sessuale. Hai un'amica, una pietra,
prietena? Am o prietenă, Sorina. Sorina? Aceasta este Sorina. Și aceasta este Hagamen, Moroșanu. Moroșanu, întârzi acasă. Sorina. Moroșanu. Sorina, nu vreau copii. Sorina. Vreau copii, vreau copii. Moroșanu. È vero! Ho capito, è vero! Eh sì! Giovanni, è venuto! E che succede? Giovanni! È venuta di nuovo! Chi c'è? Chi è? Chi è? Giovanni! No! È Marosciano? È partito! Non abbiamo Marosciano in diretta! Eh no? Eh bene! Buonasera! Stai puțin, nu. Da. Sunt cu soția. Da, unde ești tu, arfa dracului? A rămas acasă. A rămas acasă? Să facă salate de bă? Și tu umbli pe-n baruri, nebunule! Ce te uiți, ce te uiți atâta? Mai lasă-mă, bre, să fac o încercare, bre, să o agăți, bre. Iată-ne pe terenul de paintball, unde Nea Gigi și Bănel le-au întâlnit pe nimfele blonde Simona și Diana. Gata, aruncă partea aia cu dolarii ștergi, te uiți în ochii în direct. Și ce fac? Nu faci nimic. Dacă se uite și ea la tine vreo 10-12 secunde, poți să continui, să o agăți. Și ce-i zic, ne? Dacă se uite doar 3 secunde, n-ai nicio șansă. Dar zi, bre, ce-i zic? Nu-i zici nimic. Lasă-o pe ea să hotărască. Uite, fata, zici că suntem în Star Wars. Fata... Sunt un druid. Fata, zici că sunt hate-free, fata. Auzi, fata? Da, fata. Hai, fata, dacă tot am primit puștile astea, să le încărcăm și să tragem și noi. Hai, fata, nu fi nebun la cap, că trebuie să tragem cu cap, fata. Fata, ești varză, cum să tragem, fata, cu capul? De ce avem puști? Hai, fata. Hai. Hai, fata. Fata, stai, fata, că ne-am luat gențile! Da, fata? Hai, fata! Auzi, PC? Știi, eu trebuie să merg la oftalmolog. Oftalmolog. Că am probleme cu ochii, pot să-i deslipez de la tine. Râd zdrențele, ce să facă dacă zdrențe? Râd ele repede. Bă, pentru că râdeți voi atât de tare. E, uite, becanii și ostașului. Vă provoacă la duel, v-ați înțeles? Parte în parte! Cum, fata, că pe timpuri? E, uite așa că pe timpuri, v-ați înțeles? Care-i cel mai slab? Va pieri pe acest câmp de luptă, ca în filmul cu Mihai Viteazu. Hai, fata, să luptăm feminist, fata! Fata, ești varză, nu se zice feminist! Dar cum, fata? Feminin! Așa e, ui. Bine! Acceptăm! La revedere, zdrențelor! Ce facem, bre, că ne bate astea de nesuna apa în cap, bre? Dădește, Caterina Teodoră, mizerie. Ne bată astea, te le mantezi așa? Cum să le bată? Ești un oștire al lui Becali. Păi e greu cu Becali. Aduți aminte de Rambo, de Rocky. Mă rog, Stallone la un loc. Păi abandona Stallone cu gura aia strâmbă așa, pac, pac. O altă-l vedeai în Rambo 1 când a zis They did first blood. Haide, bre, nu bre, bre. La luptă, bă, nene. Haide. Ca în filmele alea cu Niculescu, un fleac ne-au ciurit. Nu credeam că se murdărește așa tare. Bate cu mea fata! Ce poate fi mai relaxant decât o bere băută de unul singur într-un bar necunoscut? Nu știu răspunsul, dar știu ce poate fi mai stresant. Mircea Solcanu, la naiba pare bine. Gheorghe. Gheorghe, ghiță. Singurel? Da, bea o bere. La naiba, bere, că de masculin și tu ești masculin. Rrr. Dar știi că berea face burtică la naiba. Ia, tu ai burtică? Ce faci, unde? N-ai burtică, ai mușchiuleț? Nici eu n-am burtică, vrei să simți? Uite, nu chiar n-ai. Hei. Dar n-am burtică. Înțeleg. La naiba. Te rog, fă-mi și mie nota, nu... Oh, i-a picat rapelul la naiba. Hei, ce faci, omule? Băi, liniștește-te! L-am găsit. Am găsit drapelul. Ula, să sărbătorim. Băi, drogă, liniștește-te și lasă-mă în pace, ok?
Lăsați-mă în pace. La naiba cât de oficial ai fost. Lăsați-mă în pace. Parcă ai fi Sarkozy, mă lasă să fiu Carla Brunia, da? Nu. Vreau doar să beau berea asta liniștit. Și dacă bei berea liniștit, nu poți să faci conversația la naiba? Pot, dar nu vreau. Kate, te rog să mă lași în pace. Ups! Iau eu. Naiba. Hei, te rog eu frumos, ok? Nu vreau să am probleme, nu vreau să-ți fac probleme. Mulțumesc că mi l-ai ridicat de jos, e un gest frumos. Îți mulțumesc. Hei, te rog eu frumos să înțelegi, vreau să stau singur, da? Mă duc la masa mea și te aștept acolo la naiba. Sunt fiutor de tine. Du-te. Hei, întregi măsura. Întregi măsura. Toată ziua la ascensor, ba mă urc, ba mă cobor, sunt firul conducător. Noapte albastră, când la fereastră. Vezi ce modulație am, nebunule? Da. Singurel, singurel? Da. Stai puțin, nu. Sunt cu soția, nu te gândi la prostii. Da, unde ești, toarfa dracului? Rămas acasă. Auzi, dracu, toarfa, rămas acasă? Să facă salate de băf? Și tu umbli pe-n baruri, nebunule? Auzi? Vrei să vezi ce înseamnă o femeie adevărată? Aș vrea, dar... E vreun apă aici? Ha! Ce ironic ești! Uite-mă, dragă, în fața ta toată o divă, nu mă vezi? Probabil mă știi de la televizor că sunt celebră. Auzi? Vrei să-ți cânt ceva? Că sunt și cântăreață. Am fost și la Megastar, dar era dimineață și o dimineață se învarze cu vocea. M-a făcut și jegul ăla de Ianțu, că n-am vrut să mă arunc în patul lui. Un curvar de lecu. Zice, vrei să-ți cânt? Aur, Zicianu, Romica Puceanu, că eu sunt prietenă cu toată lumea, dragă. Prefer ceva mai hard. Un Queen? Hard. Queen. Te rezolvă fata, dragă. It's a kind of magic. It's a kind of... De la fumat, că fumezi mult. Poate ar trebui să te lași. It's a kind of magic. Spune, dragă, eu locuiesc aproape. Vrei să mergi la mine acasă să-ți arăt peștii? Stai, dragă, liniștit, ți-i arăt pe aia din acvariu. Am putea încerca ceva. Dragă, ți-ai murdărit pantofii. Spune, nebunule, mă vrei sau nu mă vrei? Dacă tot sunt aici, de ce nu? Cum te cheamă, băbușa? Gheorghe. Ce nume masculin. E atât de sexy și atât de rar. Deci mă vrei, Gheorghiță? Recunosc. Așteaptă-mă aici, mă duc să fac un șușu mic și după aia mă întorc la tine. Gheorghiță, stai pe aici, pe lângă partiță. Doamne, Dumnezeule, dacă tot am atâta succes astăzi, de ce nu pot avea parte de o femeie? Singurel, păpușă! Nu știți să recunoașteți o femeie adevărată, 10 beri! Bună seara, stimați telespectatori, sunt avocatul Luis Lazarus și, așa cum v-am obișnuit, și jurnalistul Luis Lazarus. După cum vedeți, am și emisiune, dar am și o sală de judecată, unde putem discuta cazuri importante. În această seară avem un caz interesant, un caz suspect de plagiat cu furăciune pe față. Ce plagiat, domnule, că doar fur pe față! Fur pe față! Fur pe față! Să fii toată așa și cu mâna!
să ne calmăm puțin din motive de CNA. Deci avem aici pe doamna Eufrosina Popete, reclamantă. Da, și eu sunt reclamantă. Tu ești reclamantă, tu ești reclamantă, tu ești bagaboată, tu o faci tu! Haideți să ne calmăm, deci avem pe de-o parte, în partea dreaptă a mea, după cum vedeți, și dumneavoastră în partea stângă, cum priviți micile ecrane, pe doamna Eufrosina și Chiloftea Popete, iar în cealaltă boxă o avem pe cea de-a treia soră, soră cu cele două surori care sunt surori între ele, doamna Pompilia Popete. Ea nu mai e sora noastră, doamne, că doar păi nu mai e sora noastră! Ce asta și pur bagabată! Când eram mic, când eram mic acasă și ștergeam la curse, dar mai sunt sora ta! Ascultă-mă, lăsați-mă să spun asta! Uite-te în ochii mei! Ce? Sângele eu mă nu să faci! Mi-a dat din sânge atunci! Liniște, haideți! Haideți să vedem ce s-a întâmplat! Hai! Soră, dea până! Ia! În 1990, așa, noi, reclamanta, da, acidă față, da, o bagaboantă, poftim, în nimic, noi am înființat o asociație de cusut gobelenuri. Da. Cum se chema asociația dumneavoastră? Popete! Popete! Și Popete! Așa e! Și cu adevăr, eu recunosc! De trei ori aici. Așa! Așa de toate bune și frumoase. Până când? Până când? Coțofana! Coțofana! Nu te-a rușine asta și spune coțofana! Eu pun bagaboat cu tine coțofana! Haideți să ne controlăm! Haideți să ne controlăm jumirile, continuați! Iertați-mă! Iertați-mă, domnule jucătorii, mai utilă mânii! Dar bagaboata asta știi ce a făcut? Ce? S-a dus în altă parte și a făcut altă firmă din goblenuri! Păi asta e, fătoare! Mai ce este cu așa, fătoare? Păi așa e, că tu n-ai înțeles niciodată ce asta e viața, economia de piață! Concurența! Am vrut să mă emancipez, să câștig mai mult! Da? Asta este, am vrut să câștig, ca să-mi fac operații! Na, uite, vă spun tipul ăsta! Spun la toată lumea câte operații în silicone ai! Spun! Spun! Am făcut trei! Da, am făcut trei operații ca să mă mențin tână. Am vrut să fac pe a patra și m-am dus și acum lupt la bursă la piața Razdac. Na. Da, și eu am fost în piața universității. Dumneavoastră, ce părere aveți? Ce să zic, domn judecător? Eu toată viața mea am mers la piața Batachi. Dar să-mi spune, de ce ai plecat de la noi? De ce ai plecat de la firma de gobleruri? Că avea și asigurare pentru accidente de muncă, mă, ta, știi? Da, certați-mă puțin, ce accidente de muncă suspecte? Înțepături cu acu. Da, dar da, să nu râdeți, poate să infectezi, să stai toată mâna. Da, doamna Pompilia Popete, da. De ce ați plecat de lângă sororile dumneavoastră? Da. De ce? Să zic? Da. Dar să zic eu acu trei zile, cinci zile, mi-a dus tu mie pe Messenger. Ce? Foarte suspect. Pe Messenger, ce mi-ai spus? Ce te-ai spus? Ce mi-ai spus? Că eu am omorât după mămica, eu am omorât după mămica. Păi da, ai zis, soară, că a făcut o stă pe invisible pe Messenger. Eu stau pe... Păi stai pe... Păi ce-i rușine că ești tu Dumnezeu și te vede. Dar eu o văd că e pe invisible pe Messenger, dar e online pe Hi-Fi. Eu mi-am pus asta pe webcam. Spuneți cu afacerea când v-ați înregistrat. Așa, afacerea? Da, eu am înregistrat! Ce-ai înregistrat tu? Eu n-am blestemat în viața mea și nici nu blestemat! Ce-ai groapii, fără fanjon picat! Eu am înregistrat la OSIM! Da, am înregistrat! Să înregistrezi tu la OSIM! Da. Carul Boialu Grigorie! Eu am înregistrat! E adevărat! Am fost acolo să înregistrezi, m-ai trimis tu, bagaboatul și m-am dus! Cu troleibuzul 70! Ți-ar da și bani din taxi! Ai băut bani din taxi, a fost troleibuzul și m-a prins controlul! Iertați-mă, dacă au cu boi nu se registrează pentru numere la Udriște? Ba da, la Udriște, da! Da, și nu ați făcut ITP-ul, inspecția tehnică periodică? Cu ITP-ul, cu ITP-ul, da! Bă, nici nu ați cartelul taxiul! Puuu, bagabot, când mi-ai dat bani din taxi, baga... Vreți să vă spun eu care este concluzia și de ce e gelozia asta și ura asta? Pentru că toți clienții de la ele vine acum la goblerurile mele! Suspect. După 12 noaptea. Iați! După 12 noaptea și știi de ce vin clienți la tine? Pentru că e? Pentru că ești o curvă! După cum ați văzut, îmi aduce aminte de Cehov cu trei surori, nu putem să facem față, vă așteptăm mâine seara aici la avocatul Iza Lazarus și de ce nu chiar avocatul poporului. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit și în sfârșit nu mai trebuie să atârn la domnul Dan Diaconescu la emisiunea dumnealui. Publicitate.
Din nou, Cătălin Botezatu apare în fața presei și nu în spatele lui, pentru a dezminți eternele zvonuri cu privire la preferințele sale erotice. Stimați ziariști, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumesc că sunteți alături de mine în continuare. Iată, campania denigratoare la adresa lui Cătălin Botezatu, la adresa mea, continuă. În continuare, sunt prezentat drept homosexual. Vreau să aduc astăzi câteva precizări foarte importante. Eu nu iubesc bărbații, din contră, îi detest. Îi detest! De ce credeți că îi pun să defileze în chiloți pe scenă? Ca să-i fac de râs. Din contră, eu iubesc femeile. Ador femeile. Sunt bărbați care le brutalizează. Ce barbarie! Eu, din contră, vă mărturisesc, n-aș atinge în viața mea o femeie. Îmi place absolut totul la ele. Îmi place felul în care vorbesc. Îmi place felul în care se poartă. Îmi place felul în care se îmbracă. Apropo, vreau să vă spun că am acasă o întreagă garderobă feminină. Am acasă rochi de dantelă. Am acasă tot felul de flufluri. Am acasă pantofiori. Bineînțeles, uitate acolo de către amantele mele. Cât despre acuzația că aș purta sutien, țin să menționez că eu nu port niciodată sutien, pentru că îmi provoacă mâncărimi. Bună seara, stimați telespectatori, la o nouă ediție Omul cu laptopul. Ca de obicei, lângă mine, domnul Valentin Stan și domnul... Bună dimineața, domnul Cristoiu. Cu ce începem, domnul Stan? Cu ce începem, domnul Gâdea? Păi pe mine mă întrebați, domnul. Cu o mare țeapă, domnul Gâdea. Și știți de ce-i țeapă, domnul Gâdea? De ce, domnul Stan? Pentru că inițial vreau să vorbesc de președintele Băsescu. Adică de băiatul care e în spatele dumneavoastră, domnul Gâdea. Îl cunoașteți pe băiatul ăsta? Din vedere, domnul. Cu păr mult pe cap, da, așa? Ei bine, domnul Gâdea, da, domnul Stan. Pentru telespectatorii noștri, din respect pentru telespectatorii noștri, nu o să-i fac campanie electorală, domnul Gâdea, domnului Băsescu, că nu vreau eu. Și atunci uitați despre ce vorbim, domnul Gâdea. Da. Vorbim despre o știre foarte importantă, domnul Gâdea, apărută pe canalele de informație. O știre absolut senzațională, domnul Gâdea. Să spuneți dacă e despre Băsescu, să știu dacă mă pun la loc, vezi, doamne. Nu, domnul Cristoiu, nu e despre Băsescu, dacă nu sunteți atent, domnul Cristoiu. Tocmai am spus că nu o să vorbesc despre băiatul ăsta din spatele meu. Dar o să vorbim despre Nicoleta Luciu, domnul Gâdea. Nicoleta Luciu? Gata, m-am trezit de tot. A, să înțeleg că vă place foarte mult Nicoleta Luciu, domnul. Îmi place și Luciu, îmi place și Nicoleta, dar parcă, să zic așa, tot mai simpatică mi-e Elena de la Mandinga. Domnul Gâdea, i-ați reamintit domnului Cristoiu? Eu i-am reamintit de atâtea ori, dar nu vreau să înțeleagă. Mai reamintiți și dumneavoastră domnului Cristoiu, domnul Gâdea. Bineînțeles că numai el a... De 10 ori că Elena de la Mandinga, domnul Gâdea, spuneți-i domnului Cristoiu, că numai e la Mandinga. Știu că numai la Mandinga domnul Stan și domnul Gâdea, dar nu pot să mă obinesc eu cu ideea asta. Vă rog să vă duc asta, noapte bună. Continuați, domnul Stan. Revenim la informația de care vorbeam, domnul Gâdea. Da, domnul Stan. Domnul Gâdea. Ce mai doriți, domnul Cristoiu? Domnul Gâdea, vă rog din tot sufletelul meu, dai jos tabloul ăsta cu Băsescu jos, parcă stă în spatele meu așa și parcă mă înjunghe pe la spate, domnul, nu pot să doarmă. Liniștiți-vă și culcați-vă la loc și somn ușor. Haideți, mă păziți dumneavoastră. Da, domnul. Haideți, continuați, domnul. Ce viața unii, domnul Gâdea, ce viața unii. Dorm pe post, nu în post, și au bani de la domnul Voiculescu dormind, domnul Gâdea. Bună seara, domnul Voiculescu. Bună seara, domnul Voiculescu. Să revenim, domnul Gâdea, la știrea pe care am primit-o, domnul Gâdea. Da, domnul Stan. De Nicoleta Luciu vorbeam, da? Vorbeam, domnul Stan. Îi dau un enter aici, domnul Gâdea. Da, domnul Stan. Și ia uitați-vă cine e pe ecran, domnul Gâdea. Nicoleta Luciu, domnul. Nu e în carne și oase, este într-o piele superbă, și cu cărniță pe dedesubt, domnul Gâdea, în costumul Evei. Cam dați-vă cu părerea, domnul. Cam nu e șifonat chiar, costumul. Nu e chiar apretat, domnul Gâdea. Spuneți-mi ce nevoie are Nicoleta Luciu, domnul Gâdea, de cabinet cosmetic. Păi nicio nevoie. Nu, domnul. Ia uitați ce spune fata asta, domnul Gâdea. O citați acum. Bineînțeles că o citez.
Una dintre finele mele are cabinet și folosesc o mască pe bază de ardei iute. Domnul Gâdea, da, domnul. Stai 40 de minute cu ea pe față, adică cu masca. Am înțeles, domnul. Și ai impresia că îți face vacuum, domnul Gâdea. Da. Știi ce la vacuum, domnul Gâdea? Bănuiesc, domnul. Vă spune, domnul Gâdea, că nu știți. Și pot să fac pariu și cu dumneavoastră și cu domnul Cristo, domnul Țin Gâdea. Pariu, domnul Stan. O să-l tăiem mai târziu. Vacuum e cam ce a făcut domnul Băsescu, domnul Tăricianu, domnul Gâdea. Așa. Și când scoți masca, domnul Gâdea, îți rămâne pielea fină, domnul Gâdea, 3 zile nici nu mai ai nevoie de cremă, ca arată ca la bebeluș, domnul Gâdea, pielea. Și atunci m-am gândit să vă aduc și dumneavoastră niște ardei iute, domnul Gâdea. Uite o surpriză, domnul Gâdea. 3 pe un obrăjor, 3 pe celălalt obrăjor, domnul Gâdea, și să vă facă pielea cum aveți buzicile, domnul Gâdea. Am înțeles, mulțumesc din suflet. Aceasta a fost ediția noastră din această seară. Bună seară. Domnul Gădea, da, domnul Băiculescu a băgat banii pe card? Azi de dimineață, domnul Osan. Uite, doamne, și n-am verificat. Bună seara, bună, domnul Băiculescu! Mulțumim, domnul Băiculescu! Te-a făcut praf, două blonde, vrei ce că ești războinicul luminii? Păi sunt războinicul luminii. Dacă se întâlnește războinicul luminii și cu prințul tunericului, ai înțeles, praful se alege. Pac, pac! Prințul ăla cine vrei? Aiut! Nea Gigi și Bănel le-au provocat pe Simona Senzual și Diana Munteanu la o partidă de paintball. Cine se gândea că aveau să regrete profund. Ne-a făcut praf două blonde, vrei ce că ești războinicul luminii? Păi sunt războinicul luminii. Dacă se întâlnește războinicul luminii și cu prințul tunericului, ai înțeles, praful se alege. Pac, pac! Prințul ăla cine vrei? Aiune! Și acum ce facem? Ce să facem? Mergem înainte! Cu steagul în mână, ai înțeles? Nu ne lăsăm! Păi ce tu crezi că Rocky Balboa ăla sau Rambo 1, 2, 3, 4, acum am înțeles că se lucrează și la Rambo 5, s-ar fi lăsat? Nu, bre, și chiar dacă s-ar fi lăsat, bre, nu renunța asta lor e vești, bre, vezi de treabă. Nu renunțăm, că ne-a făcut de râs și de ocare. Auzi, bre, ce zic eu? E. Haide, bre, să fugi, să nu recunoaște nimica. Lasă, bă, asta ar face George Becali, bă, normal. Dar Rocky și Rambo n-ar face așa ceva. Și ce m-am gândit eu? M-ai înțeles? Eu m-am gândit că la zdrețele astea... Când vrei te gândi acum și... La blonde. Senzuala asta și cu munteaca asta, niculească asta, să le tindem o capcană. Și capcană, bre? Uite așa o capcană, să vedea că se descurcă ele, capcana asta. Adică cum, bre? Adică uite cum facem. Îți dau eu ție 10, ia 20.000 de dolari. Așa? Te duci tu și cumperi două geste de alea lui Vuitton. Vezi, bă, dacă mi-ai ajuns banii, bre, că e 7.000 jumate una. 7.000 jumate o geantă? Da, bre. Gata? Mă las de politică, de Clubul Steaua și de... Da afaceri și mă fută cu sugeți, gata. Stai, bre, stai. Gata, hai zi de așa. Da, hai, fugi. Să pui piedica la aia, bre! Aia, s-o drecu, mă, de piedică că-i pusă. Gata, bre. Păi cum, mă, gata? Te-ai dus la Paris? Dus și-ai toarț? Nu, bre, acolo reprezentanțul lui Vuitton, bre. Unde, mă? Unde, bre, acolo, șe? Hai, agențiile! Capcana e pregătită. Aruncă-le în tubul ăla acolo. Să vezi cum vin blondele zdrențele după miros vin, mai înțeles? Hai să le ascundem! N-aveai pusă? Hai să vină vânatul! Jos! Ce faci, fata, acolo? Fata, mănânc câte puțin, câte puțin e portocala să nu mă îngraș, fata! Hai, fata! Fata, mi-a căzut umbreluța, fata! Fata, ia, fata, umbrela de fata, jos! Umbrela, fata! Hai, fata, că merităm și noi sucul ăsta, da, după partida fata. Asta! Merităm, fata, i-am făcut praf, fata! Lasă, fata, umbrela, că avem una mai mare aici cu pești! Da. Fata! Da! Tu-ți dai seama, fata, dacă era un cubanez aici? Chiar, fata! Fata, tu-ți dai seama? Se supăra, fata! 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 Fata. Ce-i, fata? Ce fata? Ce faci, fata? Fata, e foc! E roșu! Se prinde, bre! Aaaa!
Pâine, băi! Aeroport, te așteaptă cel mai mare specialist egiptean. A restaurat și mumielul papuluta. Singurel, papușa. Fata, tu ești proastă la cap, fata. Ce fata? Ce-a făcut? Spune fata, rămâi fata. Ce? Singurel. Niciodată nu m-am săturat de viață, hierarhia dracului. Auzi? Poți să spun ceva? Am uitat cu desăvârșire ce trebuia să spun. N-au problemă. Mergi?